Geoparcul Platoul Mehedinți. Peste 100.000 de hectare. Aceasta este întinderea Geoparcului Platoul Mehedinți, o arie declarată protejată în România prin hotărâre de guvern încă din 2004. Este un loc în care natura a fost meșter iscusit lucrând la șisturi cristaline din perioada Jurasicului, la formațiuni geologice karstice rare precum Podul lui Dumnezeu, dar și la peșteri, doline, chei și lapiezuri dintre cele mai spectaculoase. În acest perimetru binecuvântat, întâlnim mai multe arii naturale protejate, printre care complexul karstic de la Ponoarele, pădurea de liliac Ponoarele, cornetul Bălții, cheile Topolniței și peștera Topolniței, cornetul Văii și Valea Mănăstirii, pereții calcaroși de la izvoarele Coșuștei, peștera Epuran, dar și una dintre cele mai interesante peșteri scufundate din lume, peștera Izverna. În total, geoparcul dispune de 10 trasee turistice omologate, cu ajutorul cărora turiștii sunt conduși printre cele mai spectaculoase peisaje karstice și montane. Dezvoltarea și promovarea unui produs turistic de patrimoniu natural comun. Ruta Patrimoniul Natural Protejat în cadrul Ariei Transfrontaliere România-Bulgaria este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg 5A România-Bulgaria.